Cum convertim monezile IOT în HNT? Vă conectați la portofelul Helium cea neagră, să aveți suficient Solana în cont pentru a putea, pentru a avea pentru fiuri, deoarece fiul va fi din Solana, nu din HNT, ca să transferați din Binance sau din alt exchange Solana, mergeți la setări, apăsați pe share address și aveți Solana sau Helium. Copiați adresa de Solana, mergeți la Binance și vă transferați Solana în contul de Helium. Să aveți suficient pentru fiuri. Ca să facem swap, nu folosiți swap-ul cel din aplicația neagră pe care vi-l recomandă Helium, deoarece o să primiți mai puțin HNT. Folosiți browserul, mergeți pe jup.ag, vă conectați la portofeliu Helium și de aici puteți converti, vă selectați IOT și aici în ce vreți să faceți swap-ul. De exemplu, în HNT introduceți câte monezi doriți să schimbați, punem 1000 ca să facem și o diferență. Deci pe browser ne dă 0.36 de HNT. Dacă am merge în portofel și am vrea să facem swap aici, selectăm IOT, HNT și băgăm tot 1000. Ar fi 0.13, deci ar fi mult mai puțin față de browser.